O parte dintre judecătorii Curții Supreme de Justiție ar trebui să fie numiți în funcție de către popor și tot cetățenii ar trebui să participe direct la procesul de înfăptuire a justiției prin intermediul proceselor cu jurați pentru infracțiuni deosebit de grave. Propunerile vin din partea Partidului Renaștere. Membrul partidului, Vasile Bolea, a anunțat astăzi la un briefing de presă că astfel justiția din țara noastră va fi scoasă de sub influența politicului. În primul rând, cel puțin jumătate din judecători, dar ar fi de dorit toți judecătorii Curții Supreme de Justiție să treacă prin procedura alegerilor de către popor, astfel să fie exclus implicarea politicului în alegerea și numirea judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție. Și atunci această instituție va deveni una decapturată. De asemenea, să le dăm voie, posibilitate cetățenilor să participe în efectuarea actului justiției. Pentru infracțiunile deosebit de grave și excepțional de grave să fie instituite curtea cu jurați. Cetățenii să răspundă la o întrebare. Vinovată este persoana sau nevinovată în săvârșirea infracțiunii X sau Y. Ca să nu mai avem situații de tărăgăneri în diferite procese, să nu avem situații în care deci, persoanele subit sau sunt achitate sau scoase de sub urmărire penală. Vasile Bolea a declarat că propunerea vine după ce în Comisia de Evaluare Externă a candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție au fost delegați membri din partea unui partid politic de opoziție, remarcând că astfel le-ar întinde o mână de ajutor celor din PAS să captureze instituțiile statului. În acest sens, trebuie întreprinse măsuri pentru a elibera din captivitate sistemul judecătoresc, menționează Bolea. Să nu se permită factorului politic să acționeze într-așa o manieră prin care această înaltă curte, această instituție să fie una captivă. Să nu se permite factorul politic să delege la Curtea Supremă de Justiție judecători. Orice delegare politică, noi am văzut cum s-a făcut delegarea sau alegerea membrilor CSM. După ce s-a organizat sau s-a ieșuat concurs pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, noi vedem că și în condițiile unui preveting organizat, acest CSM este unul capturat. Puse persoane care sunt docile acelor politicieni care pe dânsi au delegat acolo. Pasul lui. Oare lucrul ăsta nu este înțeles de toți? Și acum se va face fix același lucru pentru judecătorii Curții Supreme de Justiție. Membrul Partidului Renaștere a mai declarat că astăzi guvernul a eșuat în lupta cu corupția și la capitolul reformei justiției. Lupte în interiorul sistemului, numiri de procurori undeva sub masă, la vicei și tot ce vreți, pe criterii politice, inițial scoaterea procurorului general prin niște metode banditești din funcție, suspendarea dânsului, anularea concursului pentru suplinirea postului de șef a Centrului Național Anticorupție, iată ceea cu ce se poate mândri partidul de guvernământ. Vasile Bolea a subliniat că în timpul apropiat, Partidul Renaștere va supune dezbaterilor publice proiectele propuse de formațiune.